Un bărbat de 36 de ani și-a băgat în sperieți familia și a fost reținut după o acțiune ca în filme. Incidentul a avut loc sâmbătă în municipiul Botoșani. Agresorul a venit acasă și a început să devină violent. Și-ar fi lovit soacra și mai apoi și-ar fi alungat din casă și soția, amenințând-o cu un cuțit. Mai grav, acesta s-a închis în apartament cu fiica sa de 3 ani și jumătate. Speriată, soția a sunat la 112. Mai multe echipaje de poliție, dar și luptători din trupele de intervenție au sosit la fața locului. Am fost sesizați prin apel 112 de către o femeie din municipiul Botoșani, prin care sesiza faptul că soțul său produce scandal la domiciliu și că ar fi înarmat cu un cuțit și a rămas în interiorul locuinței cu minorul de 3 ani și jumătate și de asemenea că ar fi agresat-o atât pe ea cât și pe mama sa. Mai multe echipaje de poliție au fost direcționate la fața locului. Soacra bărbatului spune că acesta și-ar fi pierdut noaptea la jocuri de cărți și ar fi consumat băuturi alcoolice. El suferă cu capul și nu are voie să bei. Și el a fost ieri la poker de dimineață și până azi dimineață o și băut, o și jucat și eu știu unde a dormit, că nu mi-a spus. Și a venit la prânz și a început să facă scandal. Că nu-i bună mâncarea, că nu-i așa, că nu-i așa, că el a dat bani în casă, o mulțumea și n-are ce să mănânce și a început să-i iubească, să trătească. Soacra mărturisește că a fost lovită de ginere înainte să fie dată afară din casă. Mi-a dat niște șuturi în fund cu picioarele, prima dată mă zic de părete. Fetița de 3 ani și jumătate rămăsese în casă cu tatăl agresiv, era speriată și plângea. Iulia Froicu, o polițistă de la ordine publică, a avut o intervenție providențială, reușind să-l convingă pe bărbatul înarmat cu un cuțit să-i dea fetița. Când am ajuns la fața locului, bărbatul avea un cuțit în mână. Am sesizat și plânsetele fetiței, ocazie cu care i-am solicitat acestuia să ne-o arate, să vedem că este în regulă. Acesta ne-a prezentat-o la geam, am observat că nu are nicio urmă de violență asupra sa, însă am încercat să îl convingem, chiar am și reușit în final, să ne predea fetița. Cumva mi-a ieșit, fiind și o prezență feminină, fiind și într-un nume cu el, eu sunt Iulia, el e Iulian. Am reușit cumva să, mai sentimental, să intru sub piele, să zicem așa, din punct de vedere profesional. Totodată, după ce fetița a fost scoasă din apartament, un negociator al poliției a reușit să-l convingă pe bărbat să renunțe la atitudinea agresivă. Acesta a fost dus la secție de psihiatrie a Spitalului Județean Mavromatii.